Salutare, prieteni! Astăzi ne aflăm la domnul bucătarul. Pregătește usturoiul, prieteni! Da, spunem usturoiul. Așa. Ia uitați, se bagă într-un bol usturoiul. Bă, usturoiul a fost tocat. Așa. Punem un pic de ulei. Deci punem un puțin de ulei. Leule, ia filmezi tu aici. Punem o linie de vegeta. Ia, filmează și tu ca să mă duc și eu, dar filmează de mai sus. Și vezi mâinile aici. Nu, nu, uite, uite. Pe ei sonor, așa. Ia, uite. Ia, vino aici, că aici pleacă usturoiul domnul bucătar. Ce trebuie să-ți mai bag domnul bucătar? Hai să te ajut și eu. Îți mai bag? Uite, îți bag și eu puțină. Trebuie să fii atent să-ți facă exact, da, pune vegeta. Ca bag să facem ca un fel de pastă și lumea o să creadă că are smântână. Deci, vedeți? Ulei. Amestec aici, domnule. Eu învăț și eu de la domnul bucătar. De la domnul bucătar. Învăț aici să se mestec cu usturoiul ca să vă arăt și eu, prieteni, la urmă. Când o să mai am bucătar, trebuie să vă arăt și eu. Dă-te puțin acele usturoi ca să ne iei de la distanță. Unde ai de iară să pleci? Uite, păi nu m-am gândit să plec niciun de jocamdată. Acum aici, că ne-a cumpărat patroana, mâncare, mei. Ne-a cumpărat pește. Deci trebuie să amestecăm bine. Asta cu ulei, așa. Cred că cu mixerul trebuia să bate mai bine. Nu. Nu cu mixerul, numai așa, cu lingura. Uite, vezi și se formează pasta aia albă. Cum se face lumina pasta albă? Eu știu că se bagă sub un bucătar. Se bagă și niște oțet, o lingură. Ultima oară. Ultima oară? Dar se bagă puțină apă minerală. De asta, de-a ta. Nu punem pe asta. Bă. Vezi că-i țuica aia. Ce? Suică, ce faci? Ce faci? Suică! Păi vrei să ne omori? Aici, pași pe linie. Ia, uite puțin, ce e ăsta? Pătrunjel să bagă, lasă. Să vă spun acum ce e. Nu e leuștean. Nu e pătrunjel. E bună? Ideea tare. A, nu e bună. Ce ai făcut? Ai făcut și tu bucătărea, ai băgat și tu puțin. A băgat vegeta o tonă, prieten, cu ulei. Deci numai de mâncat la ora asta nu merge. Dar ia să vedem, ce e aici, cu apă minerală sau cu apă normală? Cu apă normală, nu e ca mică. Uite, ia, dă-ne de aici. Unde era ia tuica de acolo? Stai puțin. Vreau să-ți aduc un bol cu apă. Lasă, punem puțin acum. Stai că pe mine ardei de la părut. Uitați, prieteni, aici se bagă așa în usturoi. Îl face mai moale. Din cauza asta și bag apă mai multă. Ai băgat oțet tot? Nu. Am băgat doar usturoiul și ce? Apă. Am pus puțin apă cotuna. Așa, mai frec puțin așa. Vedeți, prieteni? Ia-ne mai de departe așa, ca să se vadă tot leuțile. Ia uitați aici cum se pregătește. Și pătrunjelul. Stai. Uitați, băgăm o lingură de oțet. Bag mai mult oțet. Mai mult, bag două cotuna. Așa, bar 3. Și dacă aveți la mână un ardei iute, că nu strică. Ia, fă-l bucățele. Ardei iute. Ai făcut crătitele, da, gata? Bravo. Abinuța, dar mănânci tu cum le usturoi cu pește, da? Și cu care de miel. Miel mâncăm? Ia, vedeți, prieteni, că avem o surpriză din partea bucătarului. Nu se bagă așa usturoiul. Nu se mănâncă așa cu carnea, să vedeți și dumneavoastră cum se mănâncă. Deci o luăm peste. Da, Cătăline. Deci vedeți, de-aia îmi place mie de bucătarul meu. Că îmi face niște mâncăruri extraordinare, prieteni. Dacă ai plăcerea, ăsta poți să-l iei, să-l pui așa cum e preparat, cu astea, cu ardei, poți să-l pui un pic pe aragaz, să-l încălzești, frate. Nu, că îl băgăm cum mai vezi, dacă îl faci bani, ia cu carne. Gustă. Nu, ia vezi, deci să băgăm pe aici. Să băgăm finalul. Stai că punem așa. Aici așa. Stai că punem și astea. De roșu, iute. Ia vezi că punem. Doamne, Dumnezeule. Pe cuvântul meu, de lumea lăsa gura apă. Arată bine. Poți să guși și eu puțin. Da. Ai dreptul tu, dumneata, poți să guși. Deci poți să guși din el, da? Cum e? Nemaipomenit și mai băgăm o lingură de oțet.
Dar sare, sare nu aveți? Nu mai bagă în vegetă, mai pune dacă vreți. A, nu mai punem vegetă. Lăsați că e așa. Hai mai bagă un ardei iute. Un ardei iute. Și să vă arătăm după aia ce face domnul bucătar cu acest usturoi, prieteni. Mai așteptăm să toace ardeiul. Vei bine, dacă faci cu ardei iute, mănânci pui ăsta și transpiri. Știi cum? Noi nu transpirăm de la ardei ăsta iute, dar e bine că nu se lipește nimic. Asta, prieteni, că e 10 seara, dar merge, n-avem ce să facem. Noi nu facem pentru noi să mâncăm, facem pentru dumneavoastră să vedeți cum să preparați acest usturoi. Acest usturoi cu carnea de miel. Așa, Cătăline? Ia vezi acum dacă e gata. Bucătarul tău mănâncă pe fiecare seară după 10. De-aia s-a îngrășat. Dacă eu tot plecat pe zi, azi dimineață m-a luat Leo de la ora 8. Era să ia foc mașinuța pe care o am și pe aia. M-a dus cu nici nu are timp, sărac. Nici nu are timp să mănânce puțin. Că dacă noi muncim foarte mult, vezi, dar dimineața, de azi dimineață muncește numai la mâncare. Mamă, cum a ieșit mielul. Ia, fata, coage o frate așa, da? Da? Vedeți? Haideți să vedeți acum, a? Ca să vedeți și dumneavoastră. De ce îi place lui Leo și mă cheamă pe mine să-i fac eu? Că putea să cheamă, nu știu ce, un bucătar, o bucătăreasă, nu știu de unde. De 5 stele. Profesioniști. Să vedeți ce-i prepar eu lui. Haideți să vedeți aici. Ioi. Patroare! Patroare! Vino să vezi ce ne-a pregătit aici. Doamne, Dumnezeule, nu! Filmează, Leuțu! Nu, Doamne! Vezi să nu mă părești copiii? Dar stai puțin să vedem cum arată. Nu, Cătăline, trebuie să pus din el. Nu. Acum pot să faci cu plătigele. Dă-mi o foculiță de acolo. Dă-mi o foculiță, domnul bucătar. Și unde sunt? Să vă ceară după cărța. Albina, vrei? O, nu mâncăm și noi odată, nu mâncăm ciorpeteți. Ia, Albina. Noaptea. Ia uitați cum mănâncă Albina. Păi că nu lăsați și cu tot să stă cald. Ce faci aici? Da. Nu, că are pretenție domnul Leo să-l facă direct afară, așa unde să-l mănâncă. Deci patroane? Nu, nu mai mănânc deloc dacă mâncați așa, bine rău. Dar cine a pus sare pe el? Că e prea sărat, patroane. N-ai zis tu să pui sărat. Tu e bucătăria moată, s-a bucătat. Așa dat în usturoi, vedeți? Asta se dă în usturoi. Uite, uite ce e bucătă. Ia vină cu filmarea pe mine. Uite, eu fac pestele. Voi păcurăți carnea. Da. Uite, îmi faceți pește, că eu nu mai pot de pește. Vino cu acele uțule, reuțule. Vino cu asta, vedem cum se mănâncă această bucată. Cu usturoi, cu ardei de ăsta iute. Vedeți? O să te-am scurt după el. E bun. Extraordinar. Pune-i tocătorul ăla, deci azi dai lui Albina. Da. Dai lui Albina și dă-l înapoi, să băgăm la tocătorul. Și până vine aici. Ia vedeți, s-a arătat bine? Da, dă-i, hai, până-l acolo. Până-l apoi. Una cu care, uite, asta care e mai grasă, nu? Ia-o, ia-o. E paianță. Uitați, prieteni, ia arată, ia. Pune așa, Cătăline. Și cum să pune Cătăline? Nu-l pui, dar ce-l pui acum? Nu-l pune acum când e mămăliga gata, Doamne, nu mai ia. Pe patroane îl mai băgăm în cuptor din nou. Nu mai, nu-mi place așa ceva, lasă-l în cuptor. Lasă-l la urmă, lasă, nu pune acum, când doar fi mămăliga gata. Păi ne știi care rețeta acum. Poți să știi că dacă pui. Deci, uite, patroane, de să nu mai pun aici așa. Da, lasă-l în cuptor și mie, să nu pui totul ăsta. Doamne, nu-l pui din tavă de acolo. Gata, atât, lasă-mă să mănânc usturoiul ăsta. Gata.
așa cu usturoi și ia bagă Cătălina înapoi. Acum să vedeți ce să facem. După ce îl scoatem, toți o să ia pâinica și te vezi aici un dinz aici în tavă direct. Lasă-mă pe ăsta. Așa se face. Pe ăsta-l pic la pește. Să nu știe patroana. Mâncați voi cu carne, eu mănânc cu pește. Ia, ceva acolo la cuptor. Lasă-ți pe Albina. Am vrut și eu. Ia, vezi Albina, ia. Ia, zi-i acolo. Cum e Albina, s-o? Cum e? Uite așa se face. Ia, mai des. În sos. Doamne, foarte bun. Uite, uite, patroana așteaptă să mănânci o dată. Eu nu mănânc, mănâncă tu noaptea, rog. Mănâncă patroana. Am așa de iute. Așa de iute. N-am bune, furtună-și vechele care. Iute. Mică, mică. Furtună, dă-ne și nouă stare aici. Era am sare, zis, e prea sărată. Mă tot ce ții jertă pe acolo, știu de ce. Uite sare aici. Ia bă, ceaia, pune sare și ia și mănâncă patuna. Păcălina, păresc eu. Ce-și ale priză atâta? Noi, gândi-te ca ta, păcălina. Hai patuna, hai patuna. Să vă rând cu șanie, păi. Ia, cărurile, pe camere, pe cărăți, păcălina. Pă, patuna, că te-ai pe camera. Ia, păi. Cum e? Dicta, gândi-i păresc. Ce știe, patuna, uite. Poate eu te-ai amit. Ungura, uite, sucul. Am dat lui patroana, uite. Gata, gata. Ia patroana, mă mănâncă. Oh, mai mănâncă. Deci, Ardei, uite, foarte, foarte, foarte. Lina, mănânci o bucată. Ia, uite, vină cu asta. Nu mănâncă, dar nu știu. Vină. Uite asta. Și acum pun să se încălzească mâncă ora ce-a turnat Leo. Din panică, nu-ți dau. Uite că nu bucăta la fântul în lumina, uite. Stai să vă zic ceva! Pe până să-mi prinde și ea lumina acolo în muntură. Acum am încercat cu pâine. Hai cu fântulița, ia vezi cum e în muntură aia. Da, bine. Prieteni, acum am încercat cu pâine, acum am zic. Ce bun e! E bun? În moșdeiul ăla. Și acum băgăm și se încălzește în moșdeiul. Hai, pune-i toate la urmă. Stai să vă zic ceva! Poți să-ți spui din cineva? Ia să vedem cineva! Acum tu. Am încercat cu cine? Pâine! Hai, cu fratul! Am încercat! Hai, masolule, am treabă, frate! Gata, ia-ți apară! Băi, prieteni! Ia-mi pe mine, n-așa, băi! Dacă mă arăt cu la lumea, să trebuie să-i spate, băi! Băi, ce-a ta la mea, nevi, ce-a dat! Patoană, te vezi aici pe cameră. Înțeles? Bănești lumea! Aduci toți oamenii nebuni pe mine? Aduci nebunii pe mine, rab de vouă, aduci nebuni! Rab și rab! Omul ăsta care vine la noi! Prietenul meu! Ce prieten, oameni nebuni ai prieten? Ce prieten, da! Ce prieten? Oh. Ce frate? Și s-a furat telefoanele, du-te, să pleacă de aici. A furat telefonul! Să bagă multe lucruri! A furat telefonul lui bunica, patroana! Lasă-ne și el să vorbească la telefon, să fie sănătos, prieten! O să bagă în curte mult! Asta e, patroana! Mă las, mă fac el! Să bagă în curte mult, uite, vine mult! A vrut să bagă la țigar și conduce mașinile! Să suie în mașini și conduce! Bea la vinul acolo! Du-te la el, să pară ce te-ai împlit cu el! Hai, du-te, te rog frumos, du-te! Du-te, n-a căciula, n-a căciula, ia căciula și stai cu matul afară. Te iau căciula, să merg la matul. Vin acolo? Merg, e colegul meu de școală, de copilărie, da, prietenul meu. O să...